Ați renunțat la o meserie bănoasă pentru a vă urma pasiunea? Octavian Riu este pregătit să o facă. Tânărul medic stomatolog iubește atât de mult muzica, încât între tratamentele medicale pentru pacienții săi, compune melodii. Dacă pariam pe noi, ne răzbunam pe soartă, doar doi nebuni și o stradă, ce rost avea să ne oprim, dacă pariam pe noi. Octavian Riu este numele de care veți tot auzi în peisajul muzical românesc. Medic stomatolog de profesie, Octavian are inima dăruită muzicii. Pasiunea pentru muzică o am de mic, de când aveam, nu știu, 12-13 ani. Am luat eu un pian micuț, l-am ascuns în portbagajul părinților mei, la fără de la niște neamuri de ale noastre. Și am învățat să cânt la pian, după aia mi-au luat o orgă puțin mai mare și mai mare și mai mare și... M-au dat la școala de muzică. Așa a început drumul către o pasiune pe care și-o poate urma acum. Hai că am o mică pauză între pacienți să facem ceva muzică. Așa. Inspirația pentru melodiile sale vine între două tratamente pentru pacienți. Și mi-a plăcut statutul ăla de medic, știi că medicii în spital erau văzuți așa ca niște semizei. Eu mă ocup mai mult de partea de implantologie, de chirurgie. Dacă pariam pe noi, ne răzbunam pe soartă, doar doi nebuni și o stradă, ce rost avea să ne oprim, dacă pariam pe noi. Medicul artist a lansat de curând o melodie de dragoste. Expune foarte frumos ce se întâmplă în multe dintre relațiile din ziua de astăzi. Ea se numește Dacă pariam pe noi și am observat că sunt foarte multe relații care nu durează. Puțin pare că fiecare relație din ziua de astăzi e așa, un pariu. Dacă pariam pe noi, ne răzbunam pe soartă, doar doi nebuni și o stradă, ce rost avea să ne oprim, dacă pariam... Piesele sale au teme din viața de zi cu zi. Octavian Riu are o familie frumoasă. Soția și cele două fetițe sunt sufletul său. Pe soția mea o cunosc de 15, aproape 16 ani suntem împreună. Ne-am căsătorit acum 8-9 ani. Și da, am și două fetițe foarte drăguțe, mortale. Amândouă au ochi albaștri ca maică-sa, blonde, amândouă. Am în casă 3 blonde cu ochi albaștri. Însă un eveniment trist i-a umbrit fericirea. Eu, cu un an înainte să moară tatăl meu care m-a crescut, am aflat că de fapt nu-i tatăl meu biologic. El a cunoscut-o pe mama când mama era însărcinată cu... altcineva. Dincolo de aceasta, Octavian Riu se concentrează pe pasiunea pentru muzică, iar melodiile sale câștigă tot mai mult succes. Eu ca proiect am să scot câteva piese în următorii 2 ani, să zicem, pentru că vreau cu adevărat să mă apuc de muzică serios. O să mă rup de la clinică, pentru că vreau eu chestia asta conștient să mă rup de la clinică. Fără să știm niciunul și am fi repede.